Regizorul american nominalizat la premiile Oscar, John Singleton, celebru pentru filme precum Boys in the Hood, Too Fast, Too Furious și Shaft, a fost spitalizat după un accident vascular cerebral. Regizorul a mers singur la spital acuzând dureri la un picior după ce s-a întors dintr-o excursie în Costa Rica. Medicii au catalogat accidentul vascular cerebral suferit de Singleton în vârstă de 51 de ani ca fiind unul minor. În ultimii ani, John Singleton a fost mai activ în domeniul televiziunii. El este creatorul și producătorul executiv al serialului difuzat de postul FX Snowfall, aflat anul acesta la al treilea sezon. Singleton a regizat și videoclipul piesei lui Michael Jackson, Remember the Time, dar a primit și două nominalizări la Oscar pentru filmul Boys in the Hood, în 1991. De altfel, la momentul respectiv a fost primul afroamerican, dar și cea mai tânără persoană nominalizată la premiul Oscar pentru regie. South Central Los Angeles. A place where drugs, crime and violence rule the streets.